trebuie neapărat să cheltuiești o grămadă de bani ca să-ți faci pisica fericită. Aceste sfaturi nu sunt doar ușor de implementat, ci și țin la bugetul tău. Le folosesc mereu și pur și simplu funcționează. 1. Fă o să se simtă bine cu niște prosoape de bumbac. Pisicile iubesc textilele moi, inclusiv prosoapele. Eu țin mereu un prosop pe canapea, mă rog, când am invitați, și le atrage pe pisici fix ca un magnet. Pisicile mele iubesc să stea pe el, să se joace cu el și chiar să-l lovească. E un fel simplu și grozav pentru ca pisicile să nu se plictisească. 2. Ține câteva pături pufoase prin preajmă. Pisicile mele adoră să facă biscuiți pe pături pufoase. Un halat de baie funcționează la fel de bine. De fapt, am cedat un halat pisicilor punându-l pe scaun, iar acesta e acum locul preferat de dormit al lui Marcel. Păturile sunt și ușor de mutat și le poți așeza lângă o sursă de căldură iarna. 3. Pune niște ascunzători pentru pisici prin casă. Nu există ceva ce o pisică nebunatică să iubească mai mult decât o ascunzătoare grozavă, cu excepția stăpânilor, desigur. Și locurile de ascuns nu trebuie să fie extravagante. O simplă cutie de pantofi ascunsă în spatele unui obiect de mobilă va funcționa de minune. Ai zis o cutie de pantofi. Doar nu te aștepta ca ceva din carton să reziste prea mult. O etajeră pentru pantofi e de asemenea potrivită, atât timp cât lași puțin spațiu sub raftul de jos pentru pisica ta. Dacă ai această etajeră faimoasă de la Ikea, poți cumpăra o căsuță de pisici ce se potrivește perfect sau poți folosi o pernă moale și poți lua de asemenea căsuțe speciale pentru pisici. 4. Lasă-ți pisicile să exploreze dulapul. Dulapul sau dressing-ul tău reprezintă o altă lume pentru pisica ta, așa că poți să o lași să-l exploreze din când în când. Poți chiar să ții ușa deschisă și să o lași pe pisică să doarmă acolo. 5. Oferă-le posibilitatea de a sta mereu lângă tine. Dacă petreci mult timp lucrând pe laptop, ca și mine, ai grijă ca pisica ta să aibă unde să stea lângă tine, dacă își dorește asta. Multe pisici sunt pur și simplu mai fericite să stea și să doarmă lângă stăpâni și pot deveni foarte triste dacă n-au această posibilitate. Așa că data viitoare când lucrezi de zor la un raport, așează un scaun lângă tine. Nu știm niciodată când supervizorul tău mustăcios ar putea să apară să-ți verifice munca. 6. Mută-le locurile de odihnă. Asta e un alt truc simplu, dar genial pentru a-i înfrumuseța viața pisicii tale. Dacă muți un obiect de mobilier, pisica ar putea să-l vadă ca pe un obiect nou. Va fi ca un nou mister sau o nouă aventură pe care pisica ta să o descifreze. De obicei, de câte ori mut un scaun sau acest taburet, pisicile petrec mai mult timp pe acel obiect instantaneu. Așa știu că le-am captat interesul. Da, e chiar atât de simplu. 7. Lasă-le să adulmece. Pisicile își folosesc nasul mult mai mult decât o facem noi. Nu e de mirare că o plasă plină cu alimente îi va gâdi la nările pisicii ca nimic altceva. Așa că data viitoare când îți faci cumpărăturile, lasă-ți pisica să le adulmece. Același lucru se aplică și atunci când te întorci acasă și pisica e fascinată de mirosul hainelor tale. 8. Dorm cu pisica. Cu siguranță mulți stăpâni de pisici fac deja asta, dar dacă ești ca mine și te miști mult când dormi, e complicat să dormi împreună cu pisica. Din fericire, există un simplu truc pe care îl poți face. Eu folosesc acest taburet ca pătuț pentru Betty și ea îl adoră. Chiar preferă să doarmă pe el decât pe mine și, sincer, n-am nimic împotrivă. 9. Alternează-le mâncarea. Asta e chiar atât de simplu pe cât sună. Poți să le oferi mâncare specială din când în când, dar nu trebuie să te oprești acolo. Poți avea mereu mai multe tipuri de hrană și să le alternezi atunci când hrănești pisica pentru o bine meritată varietate în viața pisicii. 10. Dă-le ulei de pește sau ton ca gustare. În mod normal, pisicile adoră aceste gustări. Uleiul de pește e benefic și pentru ele. Doar ai grijă să tai capsula și să le dai doar uleiul. Peștele fără oase, precum tonul în suc propriu, va fi la fel de intrigant. Pisicile mele iubesc aceste două gustări ce le fac ziua mult mai fericită. Exact la fel cum un like la acest videoclip mi-ar face mie ziua mult mai frumoasă. 11. Schimbă-le jucăriile sau mută-le. Ai cumpărat vreodată o jucărie de care pisicile tale erau pur și simplu obsedate, dar într-o zi n-au mai băgat-o în seamă? Ei bine, ca și noi, pisicile se plictisesc să facă același lucru în fiecare zi, mai ales când vine vorba de jucării. O soluție simplă e să ții ascunse jucăriile până când e vremea de joacă. Nu le lăsa la voia întâmplării. Oferă-le pisicilor tale șansă de a simți lipsa jucăriilor. Poți de asemenea și să-i mai multe jucării și să le dai pe rând. Și nu în ultimul rând, nu te juca cu pisicile într-un singur loc. Schimbă locația în fiecare zi pentru a păstra lucrurile interesante și noi. 12. Lasă-le să te acompanieze în baie. Cele mai multe pisici urăsc să fie singure. În plus, sunt foarte curioase și vor mereu să știe ce faci. Un duș sau o baie reprezintă cu siguranță niște activități pe care pisica nu le înțelege, așa că va veni cel mai probabil să vadă ce faci. Toate parfumurile produselor tale de baie îi vor oferi pisicii o experiență inedită. Poți și să faci un extra efort și să-i pregătești pisicii un loc confortabil de unde să poată privi ce faci. Și uite așa, pisica ta va fi mult mai fericită, iar curiozitatea ei satisfăcută.
13. Montează rafturi prin casă. Permite pisicii să exploreze spațiul vertical al casei tale, adăugând rafturi, de preferabil nu deasupra zonei în care gătești. Pisicile iubesc locurile înalte. Dacă vrei ca livingul tău să arate precum un paradis pentru pisici, poți cumpăra și aceste ansambluri minunate. Tavanul e limita. Și ultimul truc, numărul 14, este să scoți pisica la plimbare. S-ar putea să dureze puțin până când pisica ta se învață cu un ham, însă merită, mai ales dacă stai într-un cartier liniștit sau ai o curte. Pisica ta iubitoare de exterior va fi în al nouălea cer, exact cum e Marcel acum. Marcel adoră plimbările, însă te sfătuiesc să faci asta doar dacă pisica ta e interesată de exterior. Unele pisici sunt foarte speriate afară, așa că fii atent cum e pisica ta înainte să o scoți la plimbare. Nu încape nicio urmă de îndoială că aceste trucuri îi vor face viața mult mai frumoasă pisicii tale. Cu toate acestea, există anumite lucruri pe care nu trebuie să le faci, chiar dacă ar face fericită pe pisică. E important să le cunoști ca pisica să nu sufere, așa că îți recomand acest videoclip în care vorbesc despre ele. Ne auzim acolo!